Sfânt ești Domnul Dumnezeu. Dumnezeu Duhul Sfânt ne-a vorbit în dimineața aceasta ce trebuie să facem. Încredințează soarta în mâna Domnului, încrede în El și El va lucra. Vedeți, întâlnim frați ca slujitori și le spunem, fii puternic, Dumnezeu va lucra. Și ce când lucrează Domnul? Cum lucrează Domnul? părinții când au copiii să-i dea la clasa pregătitoare, dau telefoane să se intereseze cum sunt învățătoarele. Știți de ce? Îi interesează cine lucrează cu copiii lor. Când ești în domeniul IT, te interesează foarte mult cine lucrează la proiectul tău. A, lucrează cu tare, are istoricul cu tare, e puternic, influent. Când se construiește un pod, o autostradă, cine lucrează? Vreau să spun ceva, cine lucrează la proiectele tale este creatorul Universului. Versetul următor spunea el, așa de puternic lucrează încât va face ca dreptatea ta să strălucească precum soarele. Ce proiectant din lumea asta poate să-ți promite că binecuvântarea proiectului tău, a casei tale, a ceea ce ai de făcut, va fi precum răsare soarele. Cine face să răsare soarele? Singurul Dumnezeul cel atotputernic. Sunt sisteme care utilizează razele solare, însă nu pot crea soarele cel ce este implicat în proiectele tale, cine este interesat de viitorul tău, de veșnicia ta, este Dumnezeul cel atotputernic. Ai toate argumentele să zici, Slăviți să fie Domnul, mulțumesc că lucrezi, Doamne, pentru mine. Sunt aproximativ 8 miliarde de pământeni pentru care lucrează Dumnezeu. Azi dimineața ne-am trezit și plapele noastre s-au deschis și mușchii n-au rămas blocați în poziția închis sau deschis pentru că cineva lucrează pentru că Dumnezeul tău îți poartă de grijă în fiecare dimineață. Aseară n-ai adormit flămând sau flămând, ai avut pâine pe masă săptămâna aceasta care s-a scurs, pentru că Dumnezeul nostru lucrează a fost Dumnezeu cu casa ta, cu familia ta, ai ajuns la spital, poate ai intrat într-un bloc operator, nu, nu sistemul baroscopic sau ceva acolo a lucrat, cineva deasupra oricărui sistem medical lucrează. Să lucreze Domnul în continuare, să-și întinde Domnul mâna în continuare peste casa ta, peste familia ta, peste viitorul tău, să te încrezi în Dumnezeu. Cartea aceasta îți promite adevărul, este singura carte care deține controlul Universului și adevărul absolut. E cartea infailibilă, nu uita, Domnul tău Domnul tău, Domnul tău, Domnul nostru lucrează.